recenta gală Unite, a primit un premiu pentru ceea ce Calamitul spune, arta recitării. Acest profesor și actor este mai mult decât un om care are ca talent arta recitării. El a creat o școală de actorie, este un om cu totul special, deci este un profesor, este un actor și vă rog să-mi dați voie să-l reprezint și să se urce pe scenă pe domnul Eusebiu Ștefănescu, care va primi premiul de excelență. Îl invit pe regizorul Cornel Mihalacu să îmineze acest premiu. Să vă spun câteva versuri ale unui poet mare al lumii, Georgios Seferis, se numește, iar poemul se cheamă Domnul Stratis, corăbierul, descrie un om. Dar ce are acest om în fiecare după amiază, azi, ieri, alaltăieri, stă cu ochii ațintiți pe o flacără. Aseară, pe trepte, când urcam, s-a împiedicat de mine și mi-a spus: trupul moare, apa se tulbură, sufletul șovăie și vântul uită. Numai flacăra nu se schimbă niciodată. Urmează premiul de interpretare feminină. Să vedem nominalizările. Bea, iubito, dar la mai iubești și respecti de mine, mai iubești și mă și respecti, nu? Da, da. Și fiind minunată, nu? Secția a fost foarte recalcitranți. Să-mi spuneți cât? Noi în familie nu avem secrete unul față de celălalt. Părinții se realizează prin copii, ca să știți. Tot ce nu și-au realizat ei în viață, investesc în copil. Considerat creația excepțională a doamnei Luminița Gheorghiu că merită un alt premiu pe care îl veți afla aproape de final. Mulțumesc! Mulțumesc.
Felicitări, doamna Luniță. Felicitări, Ana. Mulțumesc jurului pentru acest premiu. Și sunt conștientă că mă aflu și m-am aflat anul ăsta într-o companie extraordinară. A două actrițe foarte talentate. Dar cu toate astea mă bucur foarte tare. Îi mulțumesc lui Dan pentru curajul nebun cu care s-a aruncat în proiectul ăsta, absolut independent și care într-o zi se întâmpla, a doua zi nu se mai întâmpla. Și eu m-am prins în hora asta pentru că mi s-a părut un risc atât de mare că nu puteam să-l refuz. Adică timp de 40 de minute să fiu numai tu, să nu zică cineva, dă-te puțin că nu văd. Așa că, nu știu, asta e, ne-a reușit într-un fel. Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru tot! Nominalizările pentru scenografie de film. Bună seara! Bună tot! Bună seara! Salut, salut! Păi de ce au primit? Ce au primit? Nu v-a lăsat să plec fără să-i iau, și cât ai insistat? Păi și de ce ai adus-o? Ce faci cu el? Ce să facem cu plătim? S-a întâmplat ceva? Dar să recapitulăm. 1700 și boia de marți 150. Bine. V-am dat joi 200. Mai avem ceva prin casă? 1800. Ia, mai calculează o dată. Cristian Niculescu pentru filmul domestic, o invit pe scenă pe scenograful și membru al jurului, doamna Ioana Corciova. Probabil că scenografia mea n-ar fi fost premiat. Componența lui Ford Proof este de Monica Lăzureanu, producător, Adrian Titieni, care a fost rolul principal, Adrian Sitaru, care a fost regizor, și Adrian Silișteanu, care a fost operator. Deci, cam asta vreau să spun și mulțumesc încă o dată. Vă invit acum să urmărim nominalizările pentru costume. Thank you.
trebuie să mor? Președintelui Uniunii Cineaștilor, domnului Laurențiu Damian, pentru relansarea premiilor Uniunii Cineaștilor. E un premiu fără diplomă din partea Senatului României. Mulțumesc, Florin, premiul pentru imagine, nominalizările, vă rog. Florin Mihailescu să ofere premiul. Și vine vine producătorul. Vine Monica Lăzureanu, producătoarea filmului. Din nou al doilea plan semnificat al realismului. Da?
a cam sosit vremea ca pe ecran să apară și un al doilea plan al ceea ce înseamnă discursul dramatic al imaginii. Silișteanu o face în Domestic foarte bine. Felicitări Gruriului, felicitări Silișteanu, felicitări doamna. Sunt de acord. Adrian este într-o filmare, dar cu siguranță vă mulțumește foarte mult. Mulțumim! Uniunea Cineaștilor din România oferă două premii de excelență. Primul premiu revine unei doamne fermecătoare și tenace, care a intervievat mari personalități ale lumii culturale, autoarea unor memorabile cărți, Fereastra de la Veneția, Amintirea ca un parfum, Veroiu, Ultima vara a tinereții și nu în ultimul rând o carte de excepție, Ponica, o legendă. Aș vrea să o rog pe doamna Silvia Cherim să onoreze Uniunea Cineaștilor primind acest premiu. Și încă una, accidente cu urmări fericite căruia datorez acest baston. Urmarea fericită este că sunt în viață și sunt aici unde o bună parte din viața și din sufletul meu a tesărit. Aici mă refer la cei care sunt în fața mea și la cei care nu mai sunt. Și accidentul fericit este acest premiu. E mult mai mult decât poate să-și dorească un autor de carte, un producător delegat, care 12 ani la casele de filme a fost acolo cu emoții, cu înfrângeri și cu bucurii, care mai târziu, când a trebuit să plece de acolo, a fost la Anima Film și a văzut mari talente, făcând acele aproape 30 de filme pe an sub semnul de aur al lui Gopo. Și mai e și acela care a fost cândva 11 ani redactor de radio, radioul care a ținut acolo în brațe la Cultural și a trimis-o în lume ca reporter, ca redactor. Și din acele călătorii și din acele întâlniri extraordinare care ne-au îmbogățit sufletul și care sper să atingă sufletul celor care vor citi această a treia ediție a Ferestrei de la Veneția. Așadar, mă întorc la Ponica, la scumpa noastră, draga, inegalabilă doamnă Hortensia Georgescu. Îi mulțumesc primei editoare a cărții, doamna Jenica Panaitescu, este undeva aici în sală, am invitat-o, a avut curajul atunci să scoată această carte. Ponica nu mai era atunci. Dar sunt aici foarte mulți, nu foarte mulți, câțiva, din cei care au colaborat la alcătuirea acestei cărți, s-au pus și sufletul și amintirile. Eu am făcut atât că am încercat să reînvii și să păstrez pentru multă vreme, nu folosesc cuvinte mari pentru totdeauna, amintirea acestui om, acestei ființe absolut extraordinare. M-a onorat cu prietenia ei. M-a învățat foarte multe lucruri în viață și iată îmi dă ea, Ponica, eu cred că ea e acum cu noi, a iubit prea mult filmul și pentru cine n-a citit cartea și pentru cine o va citi,
vreau să vă spun că în ultimele clipe de viață ale ei s-a ridicat din patul de moarte și a strigat, vreau să plec la Buftea, se filmează. Așadar, mulțumesc celor care au scris în această carte, mulțumesc și celor care nu mai sunt, pe ei o să-i pomenesc, pe Sergiu Nicolaescu, care a lucrat filmele lui mari, filmele istorice, cu doamna Georgescu și care în această carte are un text, e un cuvânt nepotrivit aici text, are o mărturisire cutremurătoare despre felul în care i-a îmbogățit filmele cu strălucirea harului ei, această doamnă Hortensia Georgescu, el despre care știm foarte bine că nu prea vorbea despre sentimente și le arăta prin felul cum își făcea filmele, prin felul cum a iubit actorii, cum a iubit istoria țării românești. Aici, în carte, este și Rodica Tăpălagă, acea foarte mare actriță pe care am pierdut-o de prea de curând. Este Mircea Sântimbreanu, care a scris despre doamna Georgescu, a socotit-o aproape o sfântă. Am încercat să dau de urmă acestor urmași. Nu i-am mai găsit. I-am găsit doar în gând. Și permiteți-mi o foarte mică mărturisire de acum foarte mulți ani. Întâmplările fericite se leagă de mine și îmi fac așa un fel de lanț de apărare împotriva durerilor și încercărilor vieții. S-a întâmplat să fie aici, acum, în fața mea. Zâmbesc pentru că nu mă așteptam la această întâlnire. Frumoasa, minunată Irina Gărdescu. Și o să vă spun de ce o pomenesc. Mă iertați, vorbesc că am avut emoție foarte mare. Cu Irina Gărdescu m-am întâlnit la una din primele transmisii în direct despre Mihai Viteazu. Era acolo, era Florin Piersic, Nicolaescu nu era, era Besoiu,